C'était comment avant? Commiera en été? Dis papi, c'était comment quand t'étais petit toi? Quand j'étais petit? Oui, quand t'étais grand comme moi, qu'est-ce que tu faisais? Oh ben, c'était pas du tout comme maintenant, tu sais. Il n'y avait pas la télé à la maison, par exemple. T'avais pas la télé? Non, il existait déjà, mais on ne l'avait pas à la ferme. Tu sais, je t'ai raconté que je vivais dans une ferme, à la campagne, avec mes parents. La télé, c'était un luxe à l'époque. Et alors, qu'est-ce que tu faisais le soir après l'école Oh, on s'amusait bien. Ce dont je me souviens le plus, c'est qu'avec les petits voisins, on jouait tous ensemble, et puis on avait des vaches, un cheval, trois chiens, et j'avais un vélo que papa m'avait acheté pour mes sept ans, et dont les pneus étaient complètement usés. On était toujours dehors, sauf quand il pleuvait. Le dimanche? Quand j'avais bien travaillé pendant la semaine, j'allais avec mon père ramasser des champignons et plus tard même chasser des lièvres. Et pendant les vacances? Pendant les vacances? Oh, eh ben, je partais presque tous les ans en colonie de vacances au mois de juillet. Sinon, je restais à la ferme. Mais on ne s'ennuyait pas, tu sais. On grimpait aux arbres, on se baignait dans la rivière, et puis j'adorais les pique-niques. On allait aussi aux fêtes des villages, et en septembre, on faisait les vendanges. C'est mieux que maintenant? Je ne sais pas si c'était mieux. C'était différent. La vie était dure aussi, tu sais. Allez, viens, on parle, on parle, et mamie nous attend. Elle a préparé ton gâteau préféré. Le mercredi, c'est super. Pas d'école l'après-midi, papi vient me chercher et mamie me fait des gâteaux. Mais comment avant? Comment ira Mes ami, prieteni, vous devez savoir, trebuie să știți, că da în tule textă că j'utilise sur la chaîne Le Français avec Gabriel, că în toate textele pe care le folosesc pe canalul franceza cu Gabriela, j'utilise de culeur, utilizez culori. Chaque couleur a une signification. Fiecare culoare are o semnificație. Par exemplu, de exemplu, j'utilise la couleur vert, utilizez culoarea verde pur la indicativ prezent, pentru indicativul prezent. J'utilise la couleur rouge clair, folosesc culoarea roșu deschis pur la indicativ pentru indicativul imperfect la couleur orange, culoarea portocalie, pur l'indicatif passe composé, pentru indicativul indicativ perfect compus. Le rouge foncé e pour le plus că parfait. Roșul închis este pentru mai mult ca perfectul. La couleur violet, culoarea violet, e pur l'imperativ prezent. Este pentru imperativ prezent. Buniciule, spune bunicule, se te comun când te te petit toa. Cum era când erai mic? Când jete petit, când era, când eram mic? Ui, da, ca te tete grand comoa. Când erai mare ca mine, chis că tu faisais? ce făceai? O, oh, ban, o, oh, păi, se te tout tu, comandant, tu se, sais, nu era deloc ca acum, știi? Il n'y avait pas la télé à la maison. Nu er exista televizor acasă, par exemple, de exemplu. Tave pas la télé? Nu aveai televizor? Non, Non, elle existait déjà, exista déjà, mais on ne l'avait pas à la ferme, dar nous l'avions la ferme. Tu sais, știi, je t'ai, je raconté que je vivais dans une ferme, tiempos vestit que lo un entre ferme à la campagne, la çare. avec mes parents, cu părinții mei, locuiam, trăiam. La tele, televizorul, setea în lux al epoc. Era un lux în acea perioadă. E alor, și atunci, qu qu'est-ce că tu faisais le soar après l'école? ce făceai seara după școală? Oh, on s'amuse bien, oh, ne distram bine. Ce dont je me souviens le plus, c'est qu'avec les petits voisins, on jouait tous ensemble. Îmi amintesc cel mai mult că ne jucam toți împreună cu vecinii mici, e pui și apoi un ave de vaci. aveam vaci, un cheval, un cal, trois chiens, trei câini. Ești avea un velo și aveam o bicicletă că papa m avea taște pur meset an, pe care tata mi-o cumpărase când împlinisem șapte ani. E don le pne e iuze și ale cărei cauciucuri erau complet uzate. Onete tujur de or eram tot timpul afară, sof când il pleuve. În afară de perioada în care ploua. Et le și duminica? Când j'avais bien travaie, pendant la semen, când lucram bine în timpul săptămânii, j'allais avec mon père ramasser des Mergeam cu tatăl meu să adunăm ciuperci. E plutarmem și mai târziu, chiar șase de lievră, să vânăm iepuri. E pandanle vacanț și în vacanță, pandanle vacanț, în vacanță, o e ban păi, je parte presque tous les ans, plecam aproape în fiecare an, în colonii de vacances, în tabără, au mois de juillet, în luna iulie. Sinon, dacă nu, je restea la fermă, rămâneam la fermă. Me un s'anuie pas, tu sais, dar nu ne plictiseam, știi? un gram pe o zarbră, ne cățăram în copaci, un săbinie, dar la rivier, ne scăldam în râu, epui și apoi jadorele picnic. Adoram picnicurile. Un si o fet de villaj, mergeam de asemenea la sărbătorile satelor sau din sate, e în septembrie și în septembrie un făze le vandanj, culegeam viile. C'est mieux que maintenant? Era mai bine decât acum? Je ne sais pas si c'était mieux. Nu știu dacă era mai bine. C'était différent. Era diferit. La vie était dure aussi, tu sais. Viața era dificilă de asemenea, știi? Ale, hai, viens vino, on parle, on parle, vorbim, vorbim, e mami și bunica ne așteaptă. El a preparat un gato preferat. Ți-a pregătit prăjitura ta preferată. Le mercredi se super. Miercurea este super. Pa decol la premidi. Nu este școală după amiaza. Papi via bunicul vine să mă aștepte, atenție, mes atenție, prieteni, șerșe a căuta, me o tradui avec le sens a aștepta. Bunicul vine să mă aștepte, vine să mă ia de la școală, da? Vine să mă ia, nu să mă caute. E mami me vede gato și bunica îmi face prăjituri. Verbo du texte. pour verbal et texte. Je parle à l'indicatif présent. Je parlais à l'indicatif imparfait. J'ai parlé à l'indicatif passé composé. J'avais parlé à l'indicatif plus que parfait. Parle à l'impératif présent. Verba imperativ prezent, verbe la imperativ prezent. Di. Spune. Dir. A spune la infinitiv, infinitivul. Ale. Hai. viang Vino. Du verb venir, de la verbul venir, a veni. Verba la indicativ imperfect. verbe la indicativ imperfect. Cete era du verb être, de la verbul être, a fi. Tu faisais, tu făceai, du verb faire, de la verbul faire, a face. Il n'y avait pas, nu exista, du verb avoir, de la verbul avoir, a avea. Il existe, ea exista, du verb exister, de la verbul exister, a exista. Je vivais, eu trăiam, eu locuiam. Du verb vivre. De la verbul vivre a trăi. Abite a locui. Un s'amuse, ne distram. Du verb samuze. De la verbul „s’amuse” A se distra verb pronominal, verb pronominal. Un luie, ne jucam, du verb juie, de la verbul juie a se juca, don le pneu ete, ale cărei cauciucuri erau, il pleve, ploua, du verb pleuvoir, de la verbul pleuvoir a ploua. Jale, mergeam, du verb ale, de la verbul ale, a merge. Je parte eu plecam. Du verb partir, de la verbul partir, a pleca. Je reste, eu rămâneam, du verb reste, de la verbul reste, a rămâne. O ne nuie pas, nu ne plictiseam, du verb, de la verbul s'ennuie, -a, a se plictisi. Me se la form negativ, dar este forma negativă. Ne pas a nuie, a nu se plictisi. Un gram pe o zarbră ne cățăram în copaci. Gram a se cățăra. Un săbinie, ne scăldam. Ce benie a se scălda. J'adore, adoram. Adore, a adora. Un feze le vandange culegeam viile. Fer le vandange a culege viile. Verba la indicativ plus că perfect. Verbe la indicativ mai mult ca perfect. Papa m avea aște, aște, tata mi-o cumpărase. Că papa m avea aște, se te da în text, pe care tata mi-o cumpărase. Aște a cumpăra, vandră a vinde. Jave travaie, eu lucrasem. Travaie a lucra. Me atenție, mes dar atenție, prieteni, da notre text, în textul nostru, una traduie avec la am, Am tradus cu imperfectul. Când în jave travaillé, travaie, când lucram bine, jale mergeam avec mon per, cu tatăl meu, ramase de champignons, să strângem, să adunăm ciuperci. Purcoa? De ce? par că se ta feta pentru că este un fapt obișnuit. Verba la indicativ prezent, verbe la indicativ prezent, că nu ran control da notre text, pe care le întâlnim în textul nostru. Tu se, sais, tu știi du verb savoir, de la verbul savoir, a ști. Un parle, vorbim. Parle, a vorbi. Je me souviens, îmi amintesc. Se souvenir, aș aminti. Verb pronominal. Papi vient, bunicul vine. Du verb venir, de la verbul venir, a venit. Mami nous attend, bunica ne așteaptă. Du verb Atandr, de la verbul atandră a aștepta Je te raconte ți-am povestit raconte a povesti el a prepare ea a pregătit prepare a pregătit. vocabular vocabular papi bunicule mami bunico le grand-père, bunicul. La grand-mère, bunica. Comment, cum, quand, când, petit, petit, opti, petit, mic, mică. Grand, grand, mare. Maintenant, acum. A la maison, acasă, par exemple, de exemplu la tele, televizorul. E vous observe că se de feminin și observați că este de feminin. La radio, radioul. Un autre mot de feminin. Un alt cuvânt de feminin en français, în franceză. Le parang, părinții sau rudele. Alor, atunci. Le soir, seara. Le jour, ziua. La nuit, noaptea apre, după, l'école, școala, le plus, cel mai mult, avec, cu, sans, fără, le voisins, vecinii, ensemble, împreună, pui, apoi, de vași, vaci, un cheval, un cal. Trois trei câini, un vélo. O bicicletă. Et vă observez că este un substantiv de masculin. Și observați că este un substantiv de masculin. Le velo. Bicicleta. un velo. O bicicletă. Că. Pe care. Pronom relativ simplu. Pronume relativ simplu. Vă devez să trebuie să știți, că le pronom relativ simplu că pronumele relativ simplu că, pe care, exclui le COD, exclude complementul direct, e inclu și include la acordul particip passé. Acordul participiului trecut. Tujur întotdeauna, de or afară, de down înăuntru, sau în afară de le dimanche, duminica, pendant la semaine, în timpul săptămânii. Mon père, tatăl meu, ma mère, mama mea. Ramase, aduna, de champignon, ciuperci. Plus tard, mai târziu, plus tôt, mai devreme. Et je vous prie de mettre l'accent circonflexe, mes amis, Vă rog să puneți accentul circumflex. Prieteni, sur le mot pe cuvântul to. To. Un accent circumflex. Un accent circumflex. Je oblie de le mettre. Am uitat să-l pun. Mem, iar. Chase a vâna, a alunga. De lievră, iepuri de câmp, de la ban, iepuri. iepuri de casă. Le vacant, vacanța sau vacanțele. Nu pa că este un substantiv de pluriel. Este un substantiv de plural. Le sanguilie există, singularul există, la vacans, me, se, la place libră, dar este locul liber, locul vacant. Par exemplu, de exemplu, dans ma societe, în societatea mea, j'ai un vacans. Am un loc liber, un loc vacant. Ban, păi, presc, aproape, tu les an, sau chaque an, în fiecare an. An colonii de vacanță, în tabără, o mois de juillet, în luna iulie. Sinon, dacă nu dans la rivier, în râu. Et observe că que le substantif râu est de féminin în français. Și observați că substantivul râu este de feminin în franceză. O de asemenea, o fet de vilaj la sărbătorile din sate. Mie, mai bine. Pir, mai rău. Si, dacă. La vi, Viața, la mor, moartea, ton gato, prăjitura ta, e, vă observe că se tam substantiv de masculin și observați că este un substantiv de masculin. Le gato, prăjitura, le mercredi, Miercurea, et vous observez que les jours de la semaine, și si observați că zilele săptămânii sunt de masculin, sunt de masculin. Le matin, dimineața, la midi după amiaza, le soar, seara, Me cherche să mă caute. Me, da notre texte, text, mes amis, una a traduit, dar în textul nostru, prieteni, am tradus, Papi via mă șerșe. Bunicul vine să mă ia, nu să mă caute. Da? Par exemplu, de exemplu, chi via te șerșe o Cine vine să te ia astăzi? Te șerșe al ecol, să te ia de la școală, nu să te caute. Să te ia. Papi, via mă șerșe. Bunicul vine să mă ia. Exerciț, exercițiu. Pur voar, si vous avez bien compris le dialog, pentru a vedea dacă ați înțeles bine dialogul, eu vă propus chelcă chestiuni. Vă propun câteva întrebări. Qui sunt le personaj? Qui sunt le personaj? Care sunt personajele? Les personnages sont papy, personnages les sont papy, bonicule, et le neveu Benjamin. Chinepoutul Benjamin, sau Benjamin. Où sont-ils? Où des sont ils? Sont ils sont dans la rue. Ils sont pestrade. On entend le bruit des voitures. Auzim zgomotul mașinilor sau zgomotul de la mașini. Că fontil. Că fontil. Ce fac? Il rentră a la maison. Se întorc acasă. Când? 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 Le mercredi a midi. Miercurea? la prânz. Purcoa, de ce? Par a pa de col la primidii, pentru că nu este școală după amiaza. De coa parlă le grand -père de Benjamin? Despre ce vorbește bunicul lui Benjamin? le grand-père de Benjamin, bunicul lui Benjamin, parle de son enfance, vorbește despre copilăria sa, à la ferme, la fermă. Quelles les activités du grand-père le soir? Care erau activitățile bunicului seara, après les classes, după ore? Le dimanche, duminica et pendant les vacances și în vacanță. Le soar, bun seara, le grand-père avec les voisins, bunicul se juca cu vecinii, s'occupe de vași, se ocupa de vaci, du cheval, de cal, de trois chiens, de cei trei câini, ou faisait du vélo sau se plimba cu bicicleta. Le dimanș, duminica, când il avea bian travaie pandan la semen, când lucra bine în timpul săptămânii, il alea vecson per, mergea cu tatăl său, ramase de champignon, să adune ciuperci, e plutar și mai târziu, șase de lievră, să vâneze iepuri, iepuri de câmp. Pendant les vacances, en vacances, il allait en colonie de vacances, il mergea en tabereau au mois de juillet, en luna juillet, ou sinon, sau nous, il restait à la ferme, remenait à la ferme. Mais, d'art, il ne s'ennuyait pas, ne s'éplictissait. Pensez-vous que Benjamin a les mêmes activités de loisirs? credeți că Benjamin are aceleași activități de petrecere a timpului liber? Je ne pense pas, nu cred că Benjamin e le même activité de loisir, are aceleași activități de petrecere a timpului liber, car le temps ont changé, deoarece vremurile, timpurile s-au schimbat. Est-ce que Benjamin aime être avec ses grands-parents? Îi place lui Benjamin să fie cu bunicii săi? Ui, da, Benjamin aime être avec ses grands-parents. Benjamin iubește lui Benjamin, îi place să fie cu bunicii săi. El di, el spune, le mercredi se super. Miercurea este super. Car le mercredi, deoarece miercurea, le grand père le chercher, bunicul vine să-l caute, să-l caute în sensul de să-l ia să-l ia de la școală, da? A midi, la prânz, e la gramer lui Fe de gato și bunica îi face prăjituri. Lui prepar son gato prefere, îi pregătește prăjitura preferată. Merci de avoir regardé la video, mulțumesc pentru că v-ați uitat la video, nu pas de vous abonner gratuitement nu uitați să vă abonați gratuit a la șen la canalul Le Français avec Gabriel. Franceza cu Gabriela. A bientôt, Pe curând!